Bun găsit, dragii mei, este luni, începem săptămâna, începem o lună, suntem în 1 noiembrie și cel mai bine vă propun să începem luna cu cineva decât cu edilul, să spunem, al municipiului nostru Deva și cu administratorul special, domnul Traian Berbeceanu, domnul primar Nicolae Florin Oancea. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele și dumneavoastră domnului Berbeceanu, pentru că avem multe teme de discutat, multe teme fierbinți, să zicem așa, chiar dacă începe sezonul rece. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bine v-am găsit! Prima dată în studio. Da, pentru prima oară și vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, dar... și fac și o corecție, exact. Administrator public, chiar dacă sunt, mă și, scuzați, chiar dacă sunt și special. Special! Bun, nu-i problemă, da, public. Da, e bine, puntat, bine că ați puntat. Da. Ce vrea să spuneți, domnule primar? Ceași lucru vreau să spun, să fac corectura. Nu-i problemă, dacă e și special, cum a spus domnul Traian. Domnule primar, vreau să vorbim foarte mult de investiții, pentru că în ultimul timp am văzut, ați dat curs chiar pe pagina primăriei, pe pagina noastră personală, la o serie de mari investiții care vor avea loc în municipiul Deva. Noi, cum știți, avem în trustul nostru și un ziar. A luat amploare, am văzut, sunt zeci de mii de oameni care s-au uitat pe aceste proiecte. Împărțite pentru fiecare dintre cei care au citit părerile, știți că asta înseamnă democrație, pro, contra. Dar aș vrea să discutăm pe înțelesul tuturor și să spuneți de fapt problemele. Asta am observat la noastră pe unde mai mergeți în, la alte emisiuni și e dreptul meu ca jurnalist să vă spun că poate de multe ori ar trebui să schimbați un pic optica, pentru că oamenii, din păcate oamenii și special românii, cred că orice investiție se poate face de pe o zi pe alta. Nici în privat, eu ca privat, nu aș vrea să reușesc să fac o investiție din mai multe puncte de vedere. Nu găsești firmele, nu găsești oamenii, nu ai poate finanțarea. Pe când la noastră, în instituția primăriei, tot timpul a spus că există bani, există finanțare, dar există o mare problemă, aceea de birocrație, această stufoasă legislație care încă o avem și pe care oamenii nu o pricep. Și aș vrea să începem problema care ați avut, să spunem, multe repercusiuni negative, cea legată de căldura din școli, din grădinițe, pe înțelesul tuturor. Iar eu am fost pro dumneavoastră. De ce? Pentru că știam hățișul ăsta legislativ, vidul acesta legislativ, și sunt convins că ar trebui în viitor să trage semnale la parlamentarii unedore să schimbe un pic din legislația asta, pentru că chiar dacă aveți bani, știți că e o vorbă, am fac ce vreau. Uite, se pare că nu e așa. Cum mai stăm cu acest capitol? Acum, haideți că școlile sunt închise datorită pandemiei, dar cum, câte luni a durat până să ajunge să se concretizeze, să zic, un proiect? Montarea unei centrale, să spun așa. Păi, în primul rând, toți cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că în sistemul public funcționăm niște legi. Dar care unele sunt și legile... Din păcate. Bune, mai puțin bune, lege, trebuie legea, respectată. Legea nu-i tocmeală, o hotărâre de consiliu local nu poate să fie deasupra unei legi, deci nu putem modifica prin hotărâre de consiliu local legislația în vigoare. Și atunci trebuie să ne conformăm. Cel mai important lucru a fost să alocăm sumele de bani necesare pentru toate unitățile de învățământ. Adică pentru toți, nu ați avut banii, asta e important, la începutul începutului, să spunem, da? Banii ați final, i-ați alocat. I-am alocat. După care a început nebunia. Înainte de a spune că am avut bani, primăria municipiului Deva nu este o bancă comercială sau banca națională să aibă bani la discreție. Și atunci a trebuit ca să facem o reprioritizare. Pentru că a fost o situație de criză cu care ne-am confruntat începând cu luna ianuarie anului 2021 și în momentul în care termocentrala Mintia și-a încetat activitatea, în regim de urgență a trebuit să căutăm soluții pentru a asigura sumele de bani necesare acestor investiții ca toate unitățile de învățământ din municipiul Deva să aibă pentru această iarnă 2021-2022 centrale pe gaz pentru a putea furniza și căldura și apă caldă în unitățile de învățământ. Am amânat anumite proiecte în așa fel încât sumele de bani necesare realizării acestor investiții să le putem face în anul 2021. Deci am asigurat finanțarea, după care au început procedurile. Unitățile de învățământ, fiind ordonator terțiar de credite, nu puteau
Deci nu puteam noi, primăria, să facem aceste proceduri, deci, de licitații. Ele, școlile, grădinițele, mă rog. Am alocat sumele de bani, a trecut prin hotărâre de Consiliu Local, s-a votat în unanimitate. Unitățile de învățământ au făcut procedurile, licitațiile pentru studiile de fezabilitate, apoi licitațiile pentru proiectare și, în final, licitațiile pentru execuția lucrărilor. Domnule primar, de obicei cât durează? Câte luni? Că vorbim de luni, pot dura luni aceste proceduri? Absolut. Deci fezabilitate cu... În funcție de complexitatea unui proiect, aceste proceduri pot să dureze un an, un an și jumătate, cum sunt proiectele mari. Da. Proiectele mai mici... Timpii sunt mai condensați, durează mai puțin, dar nu o lună. Să înțeleagă telespectatorii noștri. 3, 4, 5, 6 luni. Multe avize de luat de la multe instituții sau de unde merge? E vorba și de avize, dar repet, este vorba de proceduri. Prima trebuie să face un studiu de fezabilitate. Am înțeles, care se face de firmă specializată. Se dă comanda unui studiu de fezabilitate, semnează contractul cu firma care execută acele studii, e un termen de execuție a studiului, care poate să fie 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 săptămâni, după care, odată aprobat SF-ul, se trece prin hotărâre de Consiliu Local, se aprobă și se trece la pasul 2, proiectarea. După ce s-a făcut proiectarea, pasul numărul 3 este licitația pentru execuție. Am parcurs împreună cu unitățile de învățământ toți acești pași, o parte din unitățile de învățământ au finalizat lucrările și aici aș da exemplu Liceul de Arte, cu cele 3 corpuri de clădire, au apă caldă și căldură și au rezolvat problema. Liceul, Colegiul Transilvania, cred că în maxim 10 zile rezolvă și ei problema. Deci fostul liceu auto cu școala generală 3. Urmează în cursul lui noiembrie până spre final liceul sportiv și apoi celelalte unități de învățământ. Există varianta ca s-a semnat contractul de execuție, ca firma să nu-și facă treaba. Este și aceste posibilități? Nu. Firma are un contract ferm. Bun. Banii, repet, îi avem, deci firma are tot interesul să execute cât mai repede acel contract. Dar pot să existe anumite întârzieri în aprovizionarea cu materiale și, în special, procurarea centralelor, pentru că nu sunt centrale simple de apartament, sunt centrale mai mari. Că noastră plătiți, aveți, adică ați făcut finanțarea, dar nu mai depinde de noastră dacă firma X nu reușește din diverse... Păi, dacă nu reușește, oricum, contractul este variază între, contractele variază între 60 de zile și 90, maxim 90 de zile. S-au plătit avansurile pentru procurarea celor centrale și urmează ca ele să fie livrate. În paralel, firma lucrează pentru tot ce înseamnă rețeaua de țevi, branșamente și mai departe. Bun. Deci, posibil să existe și astfel de întârzieri de o săptămână, două săptămâni, dar ceea ce este foarte important, că în această iarnă, chiar dacă a fost un an foarte complicat, noi vom rezolva problema pe caldă și căldurii definitiv în municipiul Deva. Știți foarte bine ce se întâmplă în București, știți foarte bine ce se întâmplă în Timișoara și în alte orașe din țară, unde sunt probleme majore. Și nu am avut astfel de probleme, dar sunt de pe punctul de a le rezolva și rezolvarea va fi făcută până la începutul lunii decembrie. Bun, deci un subiect închis. Acum, privind, ați văzut și ne-a spus că cât de curând aceste lucruri vor fi finalizate, iar în anii următori nu va mai exista problema aceasta căldurii. Din această iarnă nu va mai exista. Din această iarnă pe viitor. Pe viitor, să zic, indiferent de ce. În plus de asta, dacă îmi permite, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, să știți că pentru fiecare dintre lucrările atribuite prin contract există un grafic de execuție care este atent urmărit de specialiștii din primărie. Deci, ceea ce ipoteza pe care ați pus-o de noastră că nu și-ar face constructorul treaba pică din start, pentru că avem contact permanent cu constructorii care au câștigat aceste licitații. Pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum a spus și Florin și Întăresc și eu, sunt acele termene peste care nu putem sări și etape pe care nu putem să le arde că nu ne dă voie legea. Avem situații pentru unitățile de învățământ unde nu s-au, care spunem noi că sunt un pic întârziate în execuția lucrărilor, situații generate de faptul că la licitație s-au înscris mai mulți constructori. După evaluarea ofertelor, unul dintre ei a fost declarat câștigător, indiferent dacă ceilalți fac sau nu contestație, ne trebuie să așteptăm să treacă și termenul de contestație. Deci sunt prevederi legislative pe care
trebuie să le respectăm, peste care nu putem să trecem. Pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum a spus și Florin și am spus și noi totdeauna, devenii au dreptate, cetățenii au dreptate și au dreptate să nu mai aibă răbdare, pentru că nici noi, nici eu, nici Florin, nici colegii din primărie nu mai avem răbdare. Vrem să rezolvăm această problemă, este o prioritate zero pentru noi și lucru bun din toată situația asta neplăcută, pentru că și noi avem copii care desfășoară activitatea școlară în unitățile de învățământ din Deva și suntem direct afectați ca și părinți. Dar lucru bun este că odată rezolvată această problemă, în anii următori nu vom mai avea probleme de căldură și apă caldă la unitățile de învățământ din municipiul Deva. Pentru că știți și dumneavoastră foarte bine, și când unitățile de învățământ erau legate în sistemul centralizat, erau probleme. Pentru că legislația permitea termocentrala Mintia dădea căldură și apă, dădea căldură după ce 3 zile consecutive temperatura era de nu știu cât, minus nu știu câte grade și era perioada asta de toamnă când totdeauna era frig în școli. Acum nu vom mai avea această situație, chiar dacă, repet, trecem printr-o perioadă neplăcută, ne afectează pe toți, nici noi nu mai avem răbdare, dar o vom rezolva. Și pe viitor ați estimat, domnule primar, costurile. Știți că se tot vorbește că gazul se scumpește, energia în special. Știu că și înainte plăteați sume mari de bani către Mintia, inclusiv pentru aceste instituții școlare. Credeți că, totuși, prin montarea acestor centrale, până la urmă, veți plăti și o sumă mai mică față de ce se plătea înainte? Există și această posibilitate? Sau aveți un studiu făcut? Nu știm cât va fi prețul final. Nu știm cât este prețul final și nu avem cum să facem o astfel de studiu. Eventual putem la primăvară să facem o analiză a costurilor. În funcție de prețul care va fi, dar s-ar putea să fie mai mic. Sunt lucruri pe care le putem influența și sunt lucruri pe care nu le putem influența. Ori prețul la energia electrică și la gaz, cu siguranță că nu-l putem influența. De acord. Ceea ce putem în schimb face este să ne onorăm obligațiile contractuale. Deci să plătim facturile. În așa fel încât toate unitățile de învățământ, deci toți copiii, elevii din Deva și nu doar din Deva, și din celelalte localități din județ care studiază în Deva, împreună cu cadrele didactice, să-și desfășoară activitatea, orele de curs în condiții cât mai bune. Domnule primar, cu acordul noastră v-am cerut voie să folosim imagine. Ați postat săptămâna trecută două proiecte de mare anvergură care se vor desfășura în Deva. Noi o să prezentăm imagini, o să începem cu acest proiect cu depătitul Maiorescu și aș vrea să detaliați noastră văzând niște imagini. Când o să înceapă, ce valoare are această investiție din parc și când estimați că va fi finalizat? Vedem acum imagini, vorbim chiar aici lângă noi, este... Deci este vorba de parcul I.C. Brătianu, deci da. Cunosc deveni parcul Opera, Catedrala. Da. Acum toți circulăm prin acea zonă și știm că... Vedem cum arată, știm că nu s-a investit în ultimii 30 de ani aproape deloc în această zonă. Este... zonă de centru a municipiului Deva, intens circulată și în prezent, cu atât mai mult după ce vom finaliza aceste lucrări, va deveni un punct de atracție și pentru Deven, dar și pentru cei care vizitează municipiul Deva, pentru turiști. Este un proiect ambițios. Este aprobat final, adică e semnat contractul de finanțare? Nu. Deci urmează pașii. Acum a fost aprobat, se va aproba planul urbanistic zonal. Da, PUZU. Ce vedeți dumneavoastră este o simulare, o randare. Da. Cu siguranță, când vor fi finalizate lucrările, impactul vizual va fi mult amplificat față de ceea ce se vede pe ecran. Dar trebuie să reabilităm integral această zonă. Pe partea de regenerare urbană. Urmează celelalte proceduri legale și pe bugetul din 2022 vom aloca sumele de bani necesare acestui obiectiv important de investiții pentru Deva. Noi estimăm ca procedurile de licitație să le finalizăm în aprilie, mai cel târziu anului 2022, în vara anului 2022 să înceapă lucrările. Și termenul de finalizare va fi în primăvara anului 2023. Deci,
estimați cam un an de zile să existe această, să se finalizeze, un an de zile la demararea construcției, să zicem, sau investiției. Așa cum a spus de multe ori și Traian, cum a spus și eu, pentru că în spațiul public au apărut comentarii critice și dacă este o critică constructivă, știți cum e, suntem și noi atenți și dacă au dreptate putem să facem corecturile de rigoare, însă că cei care, sau o parte din cei care criticau făceau afirmația că, sau au făcut afirmația că se vor tăia copaci. Este fals, nu se taie niciun copac, dar din potrivă vom mai planta cel puțin 30 de conifere. Plus gazon verde, se vede. Există din imagine. Specialiști peisagiști, ați văzut cum va arăta fântâna arteziene, pentru că și aici erau întrebări, spuneau, dom'le, se face efectul de seră vara, sunt multe betoane, nu, sunt dale ecologice, crește iarba printre ele, sunt fântâri arteziene care vor asigura pe perioada verii un climat bun. Și văd și o parcare care va fi pe schimbată. Sunt mai multe parcări, parcările din fața catedralei înspre IPH, unde vor fi și câteva puncte de încărcare pentru mașinile electrice, iar în spatele catedralei, înspre bulevard, va fi și o parcare. Nu știu dacă am ajuns imediat, vom ajunge și acolo, probabil 20-30 de locuri de parcare, iar la demisol vor fi galerii comerciale. Deci vor fi și investitori, să spunem, care vor acum, deschide... imediat vom ajunge și cu imaginea la parcare. Da, vedeți? O fântână arteziană, o altă fântână arteziană și acum probabil... Aici, teoric, în dreapta era BCR-ul, dacă de vedem, nu? Mergem spre poștă, cum ar veni? Suntem pe zona cu... Da, pe cealaltă? Spre zona cu BRD-ul suntem. Cu BRD-ul. Acum suntem chiar pe spatele IPH. Exact. IPH în spate? Da. Cum v-a venit ideea, domnule primar? Pentru că, într-adevăr, e un proiect foarte frumos. Valoarea estimată, știți, deja aveți idee? Nu știm idee? Că va costa destul de mult, însă să știți că nu poți să realizezi lucruri importante care să schimbe fața unui oraș și, mă rog, a unei zone, cum e, cu bani puțini. După cum vedem, o să arate bine, dacă va fi așa ca în film, arată destul de bine. Ce pot să garantez este că nu va fi făcut o risipă de bani, însă vom pune un accent foarte mare pe calitate. Și inclusiv va fi pusă în operă foarte frumos și catedrala, care arată extraordinar de bine, iar prin această investiție va fi un centru, într-adevăr, de atracție majoră pentru turiști. Da, întreaga piațetă, dacă îmi permiteți, este început, pe lângă în ceea ce privește reconfigurarea aleilor pietonale, observați dumneavoastră că sunt două alei pietonale majore, una prin fața fostului BCR și una pe partea asta, altă pe la Vânătorul și Pescaru, de la IPH, sunt ca niște zone pietonale care vin în continuare a zonelor pietonale din centru până bulevard. De o parte și de alta. Vor fi reconfigurate inclusiv fațadele magazinelor din zona pieței Opera, vor fi amenajate terase, pentru că am gândit acolo că vom dezvolta o zonă de terase, de fast food-uri, ca să încurajăm turiștii, pe de o parte, iar pe de altă parte deveni să aibă o zonă de recreere deosebită. Vă dorim succes, să știți că arată destul de bine și dacă veți urmări de aproape că acest proiect să prindă viață, cum spunea domnul primar, undeva la sfârșitul 2023 să-l avem, ar fi minunat. Noi suntem încrezători că așa va fi și vom face tot ce depinde de noi. O să fim nevoiți, că fiind o trenire comercială, să luăm câteva momente de publicitate, dar doresc în partea a doua să vorbim de o investiție majoră, poate mai mare decât aceasta, privind sala sporturilor, dar după câteva momente de publicitate. Sala polivalentă. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară.
Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Vrei să faci ceva cu adevărat special de Revelion? Delectează-te cu o vacanță exotică! Malta Travel, unicul tur operator din România pe această destinație, lansează cea mai bună ofertă de Revelion în Malta. Începând de la 350 euro de persoană la Hotel Santana de 4 stele și de la 599 euro de persoană la Hotel Intercontinental de 5 stele. Petreceți Revelionul 2022 în cele mai reprezentative unități de cazare din Malta. Optează pentru pachetul oferit și vei trăi o experiență de neuitat alături de familie și prieteni. Insula Malta s-a impus în ultimii ani ca o destinație turistică de top. Alege Malta, destinația ta de Revelion! Servus Hunedoara, cotidianul județului tău. Independent, imparțial și onest. Ziarul care te salută de 17 ani de apariție neîntreruptă pe piața media din județul Hunedoara. Cotidianul Servus Hunedoara este ziarul cel mai longeviv de după Revoluția din decembrie 1989. Cotidianul și-a câștigat un loc de top printre preferințele mediatice ale cititorilor, oferindu-le respectul pe care aceștia îl merită, prin știri corecte, obiective și echilibrate din toate domeniile. Hunedorenii merită un ziar echidistant, obiectiv și dinamic. Apare zilnic în ediția tipărită de luni până vineri și îl puteți găsi la punctele de difuzare a presei hunedorene. Cotidianul județean independent Servus Hunedoara oferă realitatea cotidiană din județ, atât în format tipărit cât și digital, în mediul online pe site-ul servuspress.ro. Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook Servus Hunedoara și pe grupul Cotidianul Servus Hunedoara. Echipa de jurnaliști îmbină experiență, tinerețe și energie. Cu tine și prin tine, ziarul servește, țintește, apără și vorbește. Cotidianul Servus Hunedoara, zilnic lângă tine. Am revenit, dragii mei, așa cum ați văzut în prima parte a emisiunii, avem invitat astăzi în studiul emisiunii noastre pe domnul primar Florin Nicolae Oancea și pe administratorul public Traian Berbeceanu. Am discutat în prima parte despre proiectul important de la piațeta, să zicem, Brătianu. Vreau să discutăm despre alte mari investiții și 28.000, chiar vă spun, azi dimineață m-am uitat, domnule primar, pe articol că l-am pus pe site-ul cotidianului Servus Hunedoara și a fost 28.000 de impresii care au vizionat acest mare proiect cu sala polivalentă. Aș vrea să discutăm mai detaliat în 5 minute, dacă putem, și cu noastră și cu domnul Traian Berbeceanu, despre această mare investiție care va aduce lucruri benefice în DEVA pe plan sportiv, în primul rând. Iar bănuiesc că acolo se vor ține și spectacole și va fi o activitate intensă din mai multe puncte de vedere. Spuneți-ne detalii, domnule primar. Și da, noi deci să avem și imagini, vă pregătim și imagini. Este un proiect guvernamental prin Compania Națională de Investiții ca finanțator, un proiect care se apropie de 22 de milioane de euro. Vă dați seama că, sau cei care ne urbănesc, vor vedea că este
o sală cum în zona de vest încă nu Dacă există. Nu greșesc, cred că e cea mai mare investiție la valoarea aceasta de 22 de milioane din DEVA. Da, investiție publică. Publică. Exact. Deci va fi o sală polivalentă, multifuncțională, unde se vor putea desfășura toate competițiile sportive, dar nu doar competiții sportive, și, cum a spus dumneavoastră, concerte, spectacole. Deci futsal, handball, da? Vor avea acces acolo echipele gimnastică, noastre. Campionate naționale de gimnastică, volei, basket, tenis de câmp. Sunt, de fapt, mai două săli, sala principală cu tribunele retractabile. Care câte locuri? 3.000 de locuri și de locuri, o sală învecinată de antrenament cu o suprafață aproape egală cu suprafața de joc, cu restaurante, cu tot ce înseamnă partea de pregătire, de antrenamente. O sală pe care nu doar DEVA, ci județul Hunedoara sau de care județul Hunedoara avea nevoie. Am pus la dispoziție municipalitatea o suprafață de teren în zona Macon, înspre Cristur, fostul târg Bălțată Românească, da. Ca să deci vorbim de câteva de venit, mii de metri pătrați aici. 60.000 de metri pătrați, deci 6 hectare. Am pus la dispoziție acest teren, iar toate procedurile până la licitația de execuție, toate aceste proceduri le va face Compania Națională de Investiții, care este și finanțatorul. Studiul de fezabilitate a fost un proiect. Dacă îmi permite, studiul de fezabilitate este finalizat. Urmează să intre la avizare pe comisiile interministeriale și apoi hotărârea de guvern unde se va aproba finanțarea pentru proiectarea execuție. Din discuțiile pe care le-am avut cu proiectantul care a realizat studiul de fezabilitate, cred că undeva în toamna anului 2022, începutul anului 2023, cel mai târziu, vor începe lucrările la această sală polivalentă și sperăm ca în 2025 să fie finalizată. Va fi în administrarea primăriei? După ce se vor finaliza lucrările, Compania Națională de Investiții va preda către municipalitate această... Deci veți organiza și concerte, veți putea închiria și la, să spunem, dacă dorește ceva din Petroșan, prin instituție sau din Hunedoara, poți să vină să discute la primărie? Da, bineînțeles. Au fost, de asemenea, în spațiul public făcute anumite comentarii în care s-a postat o declarație a mea din 2019 când discutam de realizarea unei săli polivalente cu o capacitate de 5.000 de locuri. După declarația făcută în urmă cu o săptămână, acești deontologi, câțiva la număr, dar foarte agresivi, spunea, uitați cu minte primarul Devei, acum un an și jumătate, aproape 2 ani, spunea că va construi o sală cu capacitate de 5.000 de locuri și acum a redus numărul la 3.000, deci cu 2.000 de locuri mai puțin. Ei, hai să le explicăm celor care ne urmăresc cum s-a ajuns de la propunerea inițială de 5.000 de locuri la o sală cu capacitate de 3.000 de locuri. Am avut mai multe întâlniri la sediul Companiei Naționale de Investiții, cu președintele acestei companii și cu directorii de investiții și puteam să optăm între o sală cu o capacitate de 5.000 de locuri și o sală cu o capacitate de 3.000 de locuri. Erau păreri pro și contra, adică o analiză SWOT, avantaje, dezavantaje. Concluzia specialiștilor, pentru că nu sunt eu specialist, concluzia specialiștilor din cadrul Companiei Naționale de Investiții și propunerea pe care au făcut-o a fost ca la DEVA să se realizeze o sală polivalentă cu o capacitate nu de 5.000 de locuri, ci de 3.000 de locuri, mergând pe ideea că și din experiența pe care CNI-ul are în țară, doar în orașele mari cu o populație peste 150.000 spre 200.000 locuitori sau peste, s-ar justifica o sală polivalentă cu o capacitate de 5.000 de locuri.
Pentru un oraș cum este Deva, cu o populație de 60.000 de locuitori aproximativ, cel mai pretabil este ca această investiție să fie făcută pe o capacitate de 3.000 de locuri, mergând și pe un aspect strict financiar. După ce va fi finalizată această investiție și va fi predată de către CNEI către Primăria Municipiului Deva, toate costurile de întreținere, mentenanță vor fi suportate de către primărie. Ori, diferența de la 5.000 de locuri o sală, cu capacitate mult mai mare la 3.000 și costurile erau crescute exponențial. Și atunci a făcut un calcul de eficiență că această sală va funcționa poate 50-60 de ani. Eu voi fi primar cât voi fi, după mine vor veni alți primari, dar cine va veni ca primar va avea obligația să gestioneze un buget al municipiului Deva cât mai eficient. Și dacă specialiștii au recomandat pentru Deva o sală polivalentă cu o capacitate de 3.000 de locuri, pentru că și pe urmă întreținerea să fie suportată cât mai bine de către primărie, atunci am achiesat, am agreat propunerea dânșilor și am spus da, haideți să facem o sală de polivalentă cu o capacitate de 3.000 de locuri. Deci nici de cum, de la prima mea declarație și care de fapt a fost prima propunere către CNI, pentru că erau mai multe module, de 3.000 de locuri, de 5.000 de locuri săli, de 10.000 de locuri săli. Noi am analizat împreună cu specialiștii din CNI care este cea mai bună variantă pentru Deva. Și a rezultat că această sală cu capacitate de 3.000 de locuri este cea mai eficientă. De aceea am mers pe ea. Ar fi nemaipomenit, domnule primar, să vedem noi că sala aceea va fi mereu plină cu 3.000 de oameni. Eu mă îndoiesc un pic. 3.000 de oameni e un număr foarte mare de cetățeni și mi-aduc aminte că avem sala sportului de aici din Deva, unde în vremurile bune, când aveam echipa de futsal sau de handbal în cupele europene, se umpleau cele 1.000 de locuri. Deci, 3.000 de locuri. Cei care ne urmăresc să aibă așa o imagine, sala sporturilor din Deva are o capacitate de 1.000 de locuri, deci sala polivalentă va avea o capacitate de 3 ori mai mare. De-aia spun, dar în ultimul timp nu știu dacă a fost luată plină sala sporturilor și chiar vorbim înainte de pandemie, nu neapărat acum. Poate la meciurile cu trofeul pe masă și nu cred că au stat pe afară 2.000. Deci, dacă spuneți că aceste costuri de întreținere, până la urmă, tot pe noi ne va costa, cum spuneați, în viitor aceste costuri de întreținere și aveți un buget mai mic, e foarte bine, pentru că cu diferența de bani puteți face altceva. Domnule Traian Berbeceanu, aș vrea să vorbim și de sala sporturilor, totuși că chiar am discutat, până se face sala polivalentă mai trec câțiva ani, e nevoie și aici poate de anumite investiții, dar nu puteți pentru că nu aparține primării, nu? Da, păi și actuala sala sporturilor, prin grija și prin eforturile deosebite ale domnului primar, urmează în perioada imediat următoare, noi sperăm că până la sfârșitul anului să o preluăm la nivelul administrației publice locale și atunci să putem să ne ocupăm și de amenajarea și reabilitarea ei. Păi, cred că are mulți ani de când n-a fost nimic investit în sala sportului din Deva. Practic n-a fost niciodată investit nimic acolo de când știu că s-a schimbat odată parchetul. Da, alea nu sunt investiții, alea sunt mici lucrări de reparații. Ea trebuie efectiv reabilitată și s-a gândit probabil și reconfigurată și avem ambiția de a o prelua și a o... Păi și dacă o să spună cărcotaș în ghilimele, cum spune dumneavoastră domnul Florin, domnule primar, că de ce mai face sala polivalentă dacă face și sala sporturilor? Sau ce trebuie să-i face la sala sporturilor? Răspunsul este unul clar pentru toată lumea. Cei care critică numai din bucuria de a critica, se dea Dumnezeu sănătate, e viața lor. Dar cei care ne urmăresc, sau pentru cei care ne urmăresc, și eu și Traian avem obligația să le explicăm pentru a înțelege exact care este realitatea și de ce facem aceste investiții. Avem cu toții copii. Suntem părinți. Există în Deva bunici care au nepoți. Știți foarte bine că cu toții avem o problemă cu generația tânără. De acord. Ore întregi stau pe telefoane, calculatoare, jocuri, calculatoare. Da, corect. Este sănătos? Nu. Noi trăiesc într-o lume, să zicem, virtuală. Virtual, dar ei trebuie să pregătească pentru viața reală. Și atunci
au nevoie de niște ancore, sprijin și din partea părinților și a bunicilor, dar și a autorităților. Și am spus, dacă vrem să avem o nouă generație de copii sau generații de copii care să fie pregătiți pentru viață, să se lupte cu viața, că viața nu este întotdeauna roz sau plină și oameni sănătoși până la urmă. Oameni sănătoși, trebuie să îi determinăm, să-i convingem, nu să-i obligăm, să-i convingem, să lase puțin din tabletele și telefoanele jocurile și se îndrepte spre a practica diferite discipline sportive. Cum putem să-i convingem? Că așa fiecare părinte spune, bă, nu-i bine ce faci, da, dar unde Vlad, să băiatul meu, cam mult stai pe jocuri. Ce la tati. Și unde să merg? Și acum joacă interconectați, da, toți, știu. În grup, 5-6, fiecare, da, la casa lui și captivează, nu știu cum trece 3-4 ore. Băi, tati, mai mergi să mergi și tu un fotbal și ceva, mai târziu, mâine, nu astăzi, că acum avem... Bun, trebuie să-i determin într-o formă în care, fără să se simtă obligat, să o facă de plăcere. Corect. Și atunci trebuie să investim, că asta înseamnă o gândire pe termen și lung, să investim în infrastructură. Când ai investit în infrastructură și merge și îți desfășoară orele de sport, într-un sală de sport moderne, când văd că au o sală polivalentă, când văd că au o sală cum este sala sporturilor, care va fi sală de antrenament pentru clubul sportiv municipal, pentru că de acela am înființat și avem 15 secții, din care doar 3 sunt operaționale anul ăsta, anul viitor mai operaționalizăm încă, deci afiliem la Federația de Sport încă vreo 7 secții, deci ajungem la 10 din 15, prin 2023, de la și atunci asigurăm finanțarea, dar acei copii pe fiecare secție, pentru a crește baza de copii, deci copii și juniori, trebuie să aibă unde se antrena. Dar nu oricum. Dacă vom genera aceste investiții în infrastructură sportivă de ultimă generație, vor fi captivați și ei să meargă prima dată din curiozitate, apoi știți cum e? Microbul, sâmburile acelea care începe să producă efecte. Și scoți natural din zona lor de confort de pe telefon și calculator și duci încet încet spre sport. Sportul de masă. Apoi cei care sunt cu adevărat talentați vor merge și vor face pasul următor spre performanță. Acesta este motivul pentru care oricine poate să spună că de ce și sala polivalentă, de ce și sala de sport, de ce și alte săli, pentru că trebuie. Și vă mai spun un lucru și Traian va spune la fel ca și mine. Unii ziceau, de ce faceți domnul primar sala polivalentă când noi avem nevoie de spital? Avem nevoie de spital. Avem nevoie de unități de învățământ, clădiri, reabilitate. Și facem acest lucru pe fonduri europene. Avem nevoie de infrastructură, rețele de apă, canalizare și să extindem aceste rețele înspre noile cartiere. Și le facem. Dar nu putem să investim numai într-o zonă. Deci cine spune de ce faci acolo și în altă parte, eu le răspund că facem și acolo, și acolo, și acolo, în funcție de bugetul pe care îl avem. Și de necesitățile oamenilor. Unele sunt necesități nu neapărat mai mici, sunt importante, fiecare acolo unde locuiește. Dar trebuie să ne gândim și la dezvoltarea orașului pentru următorii 10, 20, 30 de ani. Bun, și ca să coincidem cu sala sportului, deci vreți să o preluați și să o modernizați, da, creând niște săli, să spunem, cum a spus și foarte bine gândit, să atrageți tinerii, tenis de masă, eu știu, diverse sporturi, da, care se pot face acolo, din cartierele, toate le deve bănuiesc. Păi, nu absolut, vor, absolut. Cine dorește să facă sport, poți să facă sub două forme. Fie închiriază, în general, cei tineri, da? Să spunem 16, 17, 18 ani sau peste. Sau cei adulți. Închiriază cu ora sala sportului și joacă fotbal sau ce vor să joace. Așa, deci ei sunt o categorie. Dar cealaltă categorie, prin clubul sportiv municipal, la 15 secții, vă dați seama, împărțiți, fiecare secție are, deci, un antrenament durează între o oră și jumătate și două ore, da? Da, corect. Păi dacă în sala sportului e singura sală pretabilă, cu ghilimele pretabilă, pentru că ea n-a mai fost reabilitată de corect, nu știu când. Trei vestiare, duși, toate cele. Deci 15 secții ori o oră și jumătate, 24 din 24 ar trebui să stea la rând. Non-stop. Și atunci ai nevoie de mai multe săli. Corect, aveți dreptate. Acum intenționăm în mod clar și categoric să dezvoltăm săli de sport și în alte cartiere, și în Deva Nouă. Și o vom face. Da, într-o altă emisiune vreau să mai discutăm despre Deva Nouă. Mai mult decât să dezvoltăm nici baze sportive de cartier.
Aș vrea să vă mai întreb de telecabină, asta. Domnule Berbeceanu. Știm că s-a tot declarat că avem șanse ca în 2022 să avem o telecabină dublă ca și capacitate. În mod categoric vedem... vom avea, pentru că suntem în fază destul de avansată. Din păcate, firma care a câștigat proiectul de, contractul de proiectare și execuție este un pic în întârziere, dar... avem speranțe și premize ca până la sfârșitul acestui an să sosească telecabina și să înceapă lucrurile de montare a acesteia. Mai avem câteva minuțele și vreau să vă întreb de centrul vechi, că și acolo a fost o întreagă teorie. Văd că acum se lucrează, domnule primar? Se lucrează, dar totuși aș vrea așa ca timp să-l repartizăm oarecum. Să cum nu. Haideți, vă rog, că timpul trece. Egal, exact. Eu am vorbit mai mult și lăsăm pe domnul Trean. În echipă, în tandem, nu doar noi, pentru că am mai auzit discuții de acest gen, de ce înainte venea primarul singur și acum i-ar fi frică cumva la primar să mai vină singur în emisiuni și și-a luat, așa spuneau gurile rele, bodyguard. Nu, că noi nu suntem aici. Nu. Deci eu sunt un tip direct și vreau ca să demontez orice astfel de intoxicare care, dacă nu ai o reacție, știți cum e? Dacă e propagată, devine jumătate de adevăr și s-ar putea să aibă dreptate. Nu, domnule, nu mi-e frică să vin singur, că am venit la, cred că, sute de emisiuni, la toate posturile locale. De ce vin cu Traian? Pentru că suntem o echipă, eu primar, el manager public, o să vin și cu cei doi colegi viceprimari. Tot ceea ce se întâmplă în primărie, chiar dacă este o idee a mea, chiar dacă nu este ideea mea, este ideea devenilor și eu am preluat-o, eu nu pot să o duc singur la bun sfârșit. Munca în echipă produce efecte pozitive și atunci... în orice domeniu. Suntem o echipă, eu cu Traian, cu viceprimarii, cu toți colegii din primăria municipiului Deva, pentru că fiecare are o mică contribuție la realizarea unui proiect. Deci acesta este motivul pentru care venim împreună primar, și să tocmai vă dau pentru un sfat, că... să ascultați de domnul administrator. Nu, o secundă, vă rog. Accept sfatul. Venim împreună pentru că vreau să le arătăm tuturor celor care ne urmăresc că, ați văzut, eu nu scriu nimica. Da, aici am și eu armitic mai și eu la să fel. Vadă toată lumea, da? Dar nu vin cu lecții, cu cifre, pentru că le visez. Aveți în cap, corect. Dar cum le visez, eu le visez și Traian Berbeceanu. Și atunci, pe orice subiect pe care, ca întrebare, puneți mie întrebarea și vă răspund, la fel de bine vă răspunde și Traian. Și la fel de bine va răspunde orice director din primăria municipiului Deva. Eu nu ascundem, nu dăm din culise, înaintea emisiunii am discutat un pic cu domnul Berbeceanu și tocmai poate știind că sunteți o echipă și asta s-a văzut, mai ales că în ultimul timp chiar ați mers la emisiuni. Vă mai spun ceva, suntem o echipă foarte unită și oricât ar încerca unii să bage bățul prin gar, că poate creează o fisură între mine și Traian, să știți că nu vor reuși. Dar sincer că n-am caz vorbească cu noastră, îi spuneam că poate ar trebui să alocați mai puțin timp acelor răutăți cu ghilimele de la comentarii anumitor persoane care, pentru că vă focalizează negativ din energia care puteți să faceți pentru deven, făcând proiecte, pentru că niciodată gura lumii știți cum e. Slobodă. Slobodă. Trebuie să le demonstrați la deveni cu fapte. Oamenii li se închide gura automat când văd fapte, chiar dacă și atunci veți avea oameni care zice, bă, ce doamne iartă, mamă, nu credeam că o să facă, dar uite, tac. Deci, poate asta îi spuneam domnului Berbeceanu, să vă conving un pic, să vă ia un pic din sfera asta de agitație care o aveți când vedeți asemenea comentarii, că nu veți scăpa de ele. Se întâmplă oriunde, domnule primar, focalizați-vă energiile pe munca constructivă pentru deveni, vor veni și rezultatele și o să vedeți atunci că am avut dreptate. Și mi-a promis domnul Berbeceanu că va încerca, că de asta sunteți o echipă, spuneați, nu? Deci cu cabina, domnule Traian Berbeceanu, vom avea anul viitor, da? Centrul istoric, mă scuzați. Vom avea anul viitor finalizat? Da, lucrurile că vrem la primăvară, vară să ieșim prin... Lucrurile se desfășoară bine. Așa cum v-am spus, există un grafic de execuție și este respectat. Colegii din primărie, de la compartimentul tehnic, sunt în permanent legătură cu constructorul, cu reprezentantul constructorului. Acum se procedează la înlocuirea canalizării. Toată canalizarea va fi nouă. Ați văzut că a fost decopertată întreaga piață și... bulevardul până la Consiliul Județean, toată zona va fi reconfigurată. A fost vreodată investiții făcute în centrul istoriei? Nu cred.
fost făcute în urmă cu 15-20 de ani, dar cum se făceau la ce nivel, dar nu de... Nu de asemenea învergură. Acum întreg centru istoric va fi reconfigurat cu discutând favele, cu constructorul, o să avem un centru vechi care să ne, așa, să ne îmbie, să venim foarte des, da, va fi frumos. Va fi ceva deosebit, vor dispărea acele cabluri atârnate care sunt acum, toate vor fi pe canale subterane. Să nu mai ce pe mașini se poate să mai nu va mai exista trotuar sau o stradă, totul va fi la același nivel, se va realiza o platformă betonată și ulterior se vine cu dalajul, un dalaj excepțional, de excepție, vor fi reconfigurate zonele verzi, vor fi păstrați și protejați arborii existenți, va fi deosebit. Și împreună am invitat și pe proprietarii clădirilor de pe centru vechi să se alăture proiectului nostru și să în paralel să reabilităm și fațadele clădirilor. Aia spuneam, ați găsut de acord cu ei, că știu că ați avea discuții, da, să fie în aceeași... Da, am avut mai multe întâlniri, am realizat întâlniri între domniile lor și arhitecți și sunt firme. Deschiși, firme, da, sunt deschiși și acolo unde situația o va impune și nu vor fi situații de... probabil familii cu venituri mici, pensionari care locuiesc în zonă și nu-și permit o asemenea investiție. Florin a discutat cu fostul primar al municipiului Oradea, care nouă ne este model și prieten, și am găsit și o soluție să îi ajutăm financiar cu un credit fără dobândă. Când bem cafeaua așa în centru, domnule primar? La anul vară? Iunie 2022. Deci sunteți... Contractul expiră în august 2022, dar am convenit cu că vor constructorul să forțeze puțin... Deci vor lucra și iarna, indiferent, adică în funcție și de climă, dar vor lucra și în această iarnă. Da, până în decembrie. De ce am convenit împreună să... devanseze puțin acest termen al contractului, care, repet, ar trebui să se finalizeze în august 2022. Ne dorim împreună și noi, ca autoritatea locală și constructorul, pentru că își va lua banul mai repede, dacă finalizează mai repede lucrurile, să inaugurăm centrul istoric în luna iunie, pentru că atunci cei care au terase să poată să înceapă deschide din plin de la începutul sezonului activitatea comercială. Adică ar fi frumos să a început mai târziu cu o lună, să termine mai devreme cu 2-3 luni, ar fi minunat. Să da, și raportat și la asta trebuie să precizăm și la dumneavoastră în emisiune, că n-am făcut-o niciodată, faptul că s-a început mai târziu cu o lună nu este imputabil nici primarului, nici primăriei. Pentru că Florin a dat ordinul de începere a lucrărilor atunci, da, când știm, a promis. Și scris și însă, noi. Tot așa, au fost probleme birocratice pe care a trebuit să le rezolvăm. Tone le-a rezolvat, am mers împreună la Ministerul Culturii, am obținut acel aviz de care era nevoie. Lucrările au început un pic mai târziu, dar au început bine și se lucrează susținut. Și în ultimul minut, domnule primar, știți că nu putem evita totuși starea de pandemie în care se află toată lumea, nu numai țara noastră, nici și în orașul Deva. V-ați vaccinat, am văzut, și cu doza a treia, boosterul, nu? Exact. Aveți calitatea, sunteți primarul municipiului Deva. Din păcate, Hunedoara, pe ansamblu ca județ, încă nu stăm în locurile fruntașe, în județele fruntașe. Puteți și noastră și domnul Traian să dați un sfat, pentru că vedem cu toții că singura soluție la acest moment în a opri cât de cât această pandemie este vaccinarea. Eu personal, la fiecare emisiune le spun lucrul ăsta, vedeți ce se întâmplă, dragii mei, nu s-a întâmplat nenorociri, au fost mici reacții, dar foarte mici și de genul 0,01% la nivelul celor 4 miliarde de oameni care s-au vaccinat. Le puteți da un sfat, pentru că e de datoria noastră să doriți un oraș sănătos. Da, este adevărat. Acum, din poziția de primar, eu nu pot să-mi permit să nu le spun devenilor vaccinați-vă obligatoriu. Nu. Un sfat prin propria experiență. Să le dau acest sfat pornind de la exemplul personal. Asta vreau să spun. Am trecut prin boală, chiar dacă am fost asimptomatic în primăvara anului 2020. Să știți internat. Că revenirea s-a făcut greu. Deci capacitatea pulmonară a scăzut, la efort vorbesc, cred că la jumătate. Și mi-au trebuit aproape 6 luni de zile... Eu sunt o persoană activă, să-mi revin cu suflu, cum ar veni. Deci, chiar dacă am fost asimptomatic, organismul a suferit, plămânii au suferit. Dar mi-am făcut, deși am trecut prin boală,
cele două zone, doze, prima doză, rapelul și apoi doza a treia. Și cum vă simțiți? Mă simt foarte bine. Familia mea s-a vaccinat și fetița și prietenul și fetei mele și soția și băiatul și le recomand tuturor să se vaccineze. Repet, le recomand să se vaccineze pentru că prin exemplu, viața este cea mai importantă. Dacă în urmă cu un an și jumătate era prima tulpină, nu era foarte agresivă și mergea mai mult pe partea de comorbidități, persoane în general mai în vârstă, cu mai multe boli cronice, iată că prin diversificarea acestor tulpini ajung la TI copii, ajung la TI tineri, ajung persoane adulte, persoane în vârstă, au decedat din păcate, copii, da. Tineri, adulți și bătrâni, persoane seniori. Și nu este de joacă. Statistica ne spune că, uite, 90%, peste 90% dintre cei care ajung în stare gravă și care decedează să ne vaccinați. Dintre decese sunt persoane nevaccinate. Și dacă, așa cum a spus Florin, acum un an de zile poate mai era loc de scepticism, acum am ajuns în situația în care toți avem rude, prieteni, persoane dragi care au pierdut lupta cu pandemia și care, dacă la acel moment era vaccinul sau dacă ulterior, după apariția vaccinului, s-ar fi vaccinat, erau printre noi. Și vă mai dau un exemplu. E clar că atunci când am fost mici, și eu, și dumneavoastră, Traian, și toți cei care ne urmăresc, nu ne-a întrebat nimeni, fiind copil la 2-3 ani, dacă ne face vaccinul sau nu. Da? Și făceam de 4-5-6 vaccinuri, cred că aveam în perioadă. Nu mai știu dacă 4-5, dar 3 sigur le-am făcut, și da? Și picior, și mână, și... Bun. Corect. O generație întreagă sau generații întregi. Da, și suntem viguroși. Deci, este asta cu teoria conspirației, doamne, cu chipuri, cu... Nu vă supărați, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să dăm credit, în primul rând, specialiștilor, medicilor, și dacă cineva ar fi avut curiozitatea, poate au și făcut-o din cei care ne urbănesc. Eu am făcut-o și am întrebat. Medicii au ajuns la o fază de, ar spune, disperare. De ce? Disperare în lupta cu un inamic nevăzut și pentru a salva viețile celor care au ajuns pe secțiile de ATI și care sunt pline. Și drama, știți care este? Vin persoane, poate apropiați de noștri, poate necunoscuți, care au într-adevăr probleme cu saturație mică. Și pentru că secțiile de ATI sunt pline, stau pe holuri și pot pierde lupta cu viața, pe românește, poți muri cu zile. Deci din acest punct de vedere, recomandarea mea, să se vaccineze toată lumea. Cine nu dorește, asta este viața. Își asumă. Însă, să știți că au mai fost, acum a început o campanie, inclusiv biserica a început să se implice, inclusiv cei care erau antivacciniști. Dacă țineți minte, era un tip maghiar care era cu prieten, cu doamna Șoșoacă, senatoarea. Nu mai știu cum îl cheamă, nici nu contează. A pățit-o, Prin târguri, pe unde era, prin piațete, antivaccinist convins, proteste, în momentul în care a ajuns, s-a îmbolnăvit și a ajuns pe secția ATI cu masca, dădea recomandări video live tuturor să vaccineze, să nu pățească ce a pățit el. Deci nu-i de joacă. Nu-i de joacă absolut deloc. Domnilor, vă mulțumesc tare mult, timpul s-a epuizat, chiar am vorbit câteva minute în plus, sunt multe de vorbit. Să sperăm că vom trece totuși peste această perioadă pandemică, pentru că și aceste investiții frumoase care doriți să le faceți pentru Deveni au altă valoare dacă nu vom fi într-o situație pandemică și ne vom bucura cu toții de o viață normală, așa cum era înainte de această pandemie. Vă mai aștept în studio, domnule primar. Totuși vreau să vă mai întreb ceva. Am înțeles că în primărie, instituția noastră, se intră cu Green Pass-ul, da? Încercați sau să găsiți o variantă pentru cei care doresc, am înțeles că alte primării încearcă să găsească variante de a face niște birouri în exterior sau nu știu, ceva de genul ăsta. Există toate asta și la Deva? Da, există și la Deva această posibilitate. O analizăm și vedem care este cea mai bună variantă. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate, spor la treabă, să faceți lucruri bune pentru Deveni și să contracarați pe cei care continuă să vă fie împotrivă prin postările din, să spunem, rețele sociale,
cu realizări, domnule primar. Știți cum e contracarăm, cum am cer scuze, nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră și de spațiul alocat emisiunii, vor începe în primăvara acestui an 2022, care va veni. Cele mai importante lucrări de investiții, Deva va fi un șantier, vor fi cel puțin 38 din ce am numărat noi, dar cu siguranță vor fi mai multe, șantiere începute în municipiul Deva în 2022 și un lucru bun pentru toți cei care ne urmăresc, că am dat ordine de începere a lucrărilor la Incinta 1, un proiect de 5 milioane de euro pe fonduri europene, s-a predat amplasamentul și începe organizarea de șantier. Domnule primar, eu am încredere în echipa noastră pentru că sunt convins, doriți să faceți lucruri bune pentru noi. Eu și acum cred că niciun primar, o dată ales de mii și mii de oameni, nu cred că se pune pe acel fotoliu pentru asta să treacă 4 ani degeaba. Iar cum vă cunosc eu, un tip bătăios, sunt convins că vor mișca și rezultatele și deveni în mare parte, pentru că acum să nu vă luați că sunt mulți care vă scriu acele mesaje. Vă numesc că știți că e o echipă care se repetă. E cam știu. Lăsați-i să-și vadă treaba lor. Dacă îmi permiteți o glumă, proiecte. Sunt în cerc închis. Acei ce câțiva... Dar cel mai bine este lumea lor. Pentru oameni să... de realizați aceste proiecte și cum spuneți că cu zecile ele se vor vedea și atunci o să vedeți că veți fi bucuroși cu echipa noastră pentru împliniri. Restul lăsați-l așa, că gura slobodă m-a vorbit. Multă sănătate, dragii mei, am început luna cu primarul municipiului Deva, domnul Nicolae Florin Oancea, și cu domnul administrator public, domnul Traian Berbeceanu. Le mulțumesc mult că și-a făcut timp să vină în studio. Vă mai invit și cu alte ocazii, pentru că e bine, și asta e foarte bine ce am văzut la noastră, să fiți în dialog mereu cu cetățenii, pentru că de aici putem găsi soluții pentru toți. Până data viitoare, dragii mei, vă doresc toate cele bune și aveți grijă noastră. Sfatul și recomandarea mea, așa cum a zis domnul primar, este să vă vaccinați, pentru că se dovedește că e singura protecție de 90% în cel puțin, care ne protejează viața. Până data viitoare, numai bine!